Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Este un punct de vedere foarte realist, oricare din variante este posibilă, și chiar dacă una este mai dezonorantă decât alta, cea mai sănătoasă alegere pe care Halil o putea face, era să fie transparent și să-și asume propriile fapte, dar atunci când Oznur a început șantajul, nu acum. Acum e foarte târziu, n-ar mai avea niciun efect, decât dezgust. Dacă avea atunci curaj, probabil și-ar fi salvat cariera. E evident că nu a avut niciodată demnitate și respect minim față de public, și de la el nu vom afla niciodată nimic, nici nu mai așteptăm, însă adevărul tot va fi cunoscut, cu siguranță. La un moment dat, tot Oznur sau cineva din zona ei va fi cea care va limpezi totul. Pentru Oznur singurul pericol venea de la Sila, oare de ce, restul sunt de neglijat? Cu Nanuca, Mahasine, cele de prin baruri sau de pe toate plajele, etc., le joacă cum vrea ea, le rezolvă ușor. Cel mai clar indiciu că este vorba de ceva foarte murdar și degradant este reacția familiei lui, care alege să-l știe pe fiul / fratele lor trăindu-și viața lângă femei de la cea mai neagră periferie a societății turce. În raport cu pretențiile lui Halil, niciun părinte n-ar alege-o pe Oznur, Nana, o doctoriță, care cunoaște trecutul lui Halil, deci, cu demnitate etc., și totuși ei o fac. Așa conservatori cum se consideră. Jalnic, să ferească Dumnezeu pe orice părinte de asemenea durere. Singurul autor / vinovat este marele Halil. Decizia și asumarea era numai a lui. Oricare ar fi cu ce îl șantajează Oznur, ar trebui să o părăsească și să nu o mai lase să facă asta, oricare ar fi chestia care îi leagă pe cei împreună, nu ar putea fi atât de rău încât să nu o poată scoate din viața lui, acesta este un lumea iertătoare și sunt sigur că fanul lui l-ar ierta și el poate fi eliberat de ea și Nazmine și poate face propriile alegeri. Mă întreb dacă este un copil implicat? Virgulă, a fost vreodată într-un film cu Ratingure cu ea, sau o iubește cu adevărat, sau știe ea ceva în viața lui personală pe care nu vrea să-l spună nimănui, există un motiv mare pentru care Halil acceptă asta sau va trăi cu norul negru care atârnă peste el de-a lungul carierei, dacă continua. Sincer adevăr, nu are părere și caracter, carierist, egoist și afemeiat. Merge unde are beneficii, nu mi-ar plăcea să am un astfel de bărbat în viața mea, mi-ar plăcea să fac carieră doar pe spatele cuiva. Abilitate mediocre ca acum toate restul, fara Silame, nimeni sau actor sau cantaret, nimeni nu auzise de el înainte de Emanet. Mai întreb ce afaceri are cu cula ca el santajează asta, mediocritate, cu sine Halil. Lucrul de femeie pe care l-a făcut Sila a fost să stea departe de acel bărbat, ea este foarte inteligentă și are un viitor strălucit, el este un bărbat care are talent dar nu știe să profite de el. Sila, o femeie frumoasă, simplă, umilă cu o inimă mare și un talent necontestat, nu a fost prima ei performantă, a avut deja alte performante foarte bine vizute. Presentiri și au dat un scenierii prea puternic pentru Asilula puternică Asitur Cogute. A avut un declin la început, dar, ca un mare artist, a învenit de asta este în pasare, consideră cea mai bună actriță cu o frumusețe necontestabilă. Păcat Halil Ibrahim nu mai a avut acea primiță ce nu la vârsta senior Gigit. Primirea a devenit un clown slab în mâinile unui manager care prima a dominat performanțele producătorului Caramel și Nazmie, de așa a fost un înlocuitor teribil pentru Nanuca, o persoană care nu cunoaște Halil. Care acționează un om care încercă doar în care încercă. Femeile care îl prezenta ca dansatorul marocan Halil au pierdut mult fără Sila pentru că ar fi un cânătățut bun model, dar a fost primul în telemunile și a câștigat un clasament cu Emanet în primul și al doilea sezon în care sezonul punteșec Halil Ibrahim ca bomormansul său și dacă nu ieșe din toți acei șerpi care îl înconjură va continua în declin, dar iubește cu adevărat Sila Turcoglu, ce știu, și împreună formă un cuplu frumos și happy sin from cu adevărat.
Dumnezeu pentru succesele noastre frumoase. Sila Turcoglu ca triumfile continua să zâmbeste succesele. Sila sunt succesele tuturor fanilor ei internaționali și latinoamericanei. Îmi plac aceste comentarii. Adevărat că forța scapă de această rundă de viespinurcule a stricat munca tuturor actorilor talentați din Emanet. Silas nu a fost uimit de Halil Hastie, a părăsit serialul, acum a dovedit-o prin renunțarea la putere și numindu-l pe Nanuca, care a adus Emanet să vadă cât haravesc, cât haravesc, cât haravesc, cât hara. Punct. În lume înregistrăm pentru că Halil și-a pierdut eventul lui. Suntem toți pentru forța Tatiana Praie, mult pentru ale Emanet și Zahalil, pentru că Halil a fost un paidas neia famos mult, dar o fată cu un caracter puternic și s-a reparat și din nou locurile de top. Și fără Halil, când a rămut el, nu vrea să se despălțește de Nurculea. Cel mai mare prieten al lui Alice Han s-a despartit de el și mai mânta și renunța la el. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.